observăm și noi. Vectorul OM, OM, e egal cu, să zici pe loc tu. 1 pe 2, asta nu, nu, dacă era median. Că era în mijloc. Da, egal cu, da, urma, pe egal cu 1 pe 1 minus K ore OA. 1 supra 1 plus K. Eu am făcut-o un pic altfel. Noi, dacă acel K e negativ, sau dacă e K pozitiv, noi am luat, adică am zis AIM și MB, am comparat pe AIM cu MB, e clar că e un K pozitiv. Și atunci OIM, 1 supra 1 plus, egal cu 1 supra K plus 1, ori OA, ori OA, plus K supra K plus 1, deci 1 supra K plus 1 OA, e AU de la început, da. Și plus K supra K plus 1, K plus 1 ori OB. Știi cum se demonstrează asta? Păi pur și simplu, apropo de asta. Ai demonstrat. Am demonstrat-o și noi într-o la direcție. Da. Vezi că am aici vectorul MA. Da? MA supra MB. Dacă iau MA sau dacă am să iau AM. Hai să iau AM. Eu nu era AM. Deci AM. AM. Ca să fie în același sens. Deci AM aici. E MA. Cine l-a luat MA? Păi nu-i de aia le dau toate. AM. Da, acum, Miruna, AM este cine? Uite-te aici. Am pe o A, am pe o M și vreau AM. Păi AM este AO plus OM. A, AO plus OM. Plus OM este AM. Așa este? Da. De la A la M mă duc prin O. Deci AM ai spus că este egal cu AO plus OM. Care înseamnă OIM, acum scot pe OIM de aici, OIM, din relația care vezi, este egal cu AIM, AIM minus AO. Deci OIM, OIM, este AIM, AIM, minus AO. Hai să zicem OA. Atunci este egal cu OA. OA. Că da, e minus, am schimbat semnul. Minus, minus EMA. Minus EMA. Deci, încă o dată, OM, OM este egal cu OA minus EMA. Iar eu aici am nevoie de AM. Am vorbit mai devreme la scădere. Ce am spus eu? Când vreau să văd, hai să vedem pe AM că o scădere între vectorii OA și OM. AM este OM minus OA. Nu așa am vorbit mai devreme? AM este egal cu cine a zis? OM minus OA, parcă am zis de la scăzător, minus de scăzător. Așa ne iese și nouă, cum am zis. Deci așa ne iese și nouă, da. Nu? Deci OIM, unde avem aici? Uitați acolo, după egal, de acum. Dacă vreți. Sau acolo, AIM. Deci OIM, să știu încă o dată, da? OIM egal cu OA minus MA. Și acum eu vreau să scot pe AIM. AM, schimb sensul, nu? Deci AM e OM minus OA. Deci AM, e clar, da? AM egal cu OM minus OA. Minus OA. Sau urmări, puteam să dau deodată pe asta, dar m-a dus Miruna. Dintr-o adunare se ieșim. Deci AM egal cu OM minus OA. Da. La fel, MB MB. Sau, am nevoie și de MB acolo în relație. MB este egal cu cine? Săgeata este așa. De la scăzător. OB atunci. Deci de la
scăzător la descăzător. Tot OIM minus OB. OIM minus OB. OIM minus OB. Dacă ții minte așa, dacă nu, zic așa, în felul ăsta. MB, MB înseamnă MA plus OB, cum îl spun. Și fac eu, se schimbă în sensul și mi-a ieșit foarte rapid. Și acum, dacă locuim pe AE și pe MB aici și lucrăm, ne dă relația asta, am vrut să spun. Asta ca să demonstrați. Ca să demonstrați, să o ținem minte. Eu, până oare, eu aș da asta la lucrare. Deci, ca profesor, aș da chestia asta, pentru că el să aibă și ideea, a făcut și el ceva concret, relația asta o știi să o demonstreze. Deci, de unde pleacă? Pleacă de la AM egal cu KMB, scrie pe AM ca o diferență de doi vectori, pe MB ca o diferență, înlocuiește acolo, adică relația asta înlocuiește, și lucrează și de acolo trebuie să-l ia OM egal plus supra K plus 1, OA plus K supra K plus 1, OB. Bun. Aceasta este o relație foarte importantă, foarte, foarte importantă, foarte multe probleme de aplicat. Ori de câte ori ai un punct care poate un segment dat, și ai un alt punct acolo pe care poți lega tu, imediat faci această relație. Ar trebui deci, să și lucrăm. Asta. Nu mai teorie. Și apoi teorie, teorie, teorie. Da, deci, uite, insist aici, Miruna. Deci, din toată lecția, din tot ce am făcut până acum, asta e prima relație pe care o trebuie să o reținem în minte foarte bine. Pe baza ei, când K-ul egal cu 1, K-ul egal cu 1, adică dacă mâi la mijloc, atunci eu zic, OIM egal cu OA plus OB, totul pe 2. Da. Alte relații care trebuie să țin. Care iese de aici. Nu, rechid. Nu, dar asta înseamnă că e mâine la mijloc. Sunt probleme la care eu acționez rapid. Dacă știi că e mâine la mijloc, pleci cu asta. Da, da. Deci OIM egal cu OA plus OB pe 2. Cred că e cartezian în plan. O și mai insist aici un pic, înainte de a trece la alte lucruri. Mai avem aici și situația aceea cu centrul de greutate. Tot din asta vine. Da. Tot din centrul din asta aici. Tot m-am legat așa. Cum vine acolo? Știm că, ca idei, A, B, C. Eu vreau să vedem, să le vedem ca un buchet de informații. Când se evită ocazia, să știi puncte pe toate. Să spunem aici M, centrul de greutate G este un punct, aici situat pe medianul AM, încât la 2 3, adică AG supra GM, cât face AG supra GM, egal cu 2, da? Deci AG, e mai mare, AG, egal cu 2GM. Deci este foarte clară relația. Acum, dacă ai un punct O aici, în plan, OIM asta știi cu cine este egal. Asta că e la mijloc, e repede. Păi este la tocmai. OC plus OB pe 2. Și OG, OG față de OA. Păi, știm formula aia și o aplicăm și avem cu K-ul este 2 aici în problemă. Și te duci în problemă și ai aplicat 1 supra 3, capetele, da? Hai să vedem. Aici ar trebui lucrat, de exemplu. Eu nu știu cu teoria. Mai avem raportul care zice și apoi avem test, și apoi e iar teorie și apoi e test. Dar când e cu centrul ăsta din două? E mai acolo! Trebuie să... n-am timp. Trebuie să fac mai întâi teoria și apoi să lucrăm, nu? Da, așa este. Așa este, dar acum vrei să insistă un pic, așa cum am face o problemă acum. Dar vei la centrul de greutate aici sau ai acolo? Ai ajuns la o chestie la care poți să faci niște probleme, să înțelegem. Nu. Da. Bun, mă, mai teorie. Da, deci uite, Miruna, știm că acest cai 2 și atunci orice, cu cine ar fi egal? Deci, din relația asta... OG egal cu 1 supra 3 OA egal cu 1 supra 3 OA plus 2 pe 3 2 supra 3 OM OM. Iar OM-ul se înlocuiește acum și înlocuim aici. Atunci apare OG
egal cu 1 pe 3 OA plus 2 pe 3 ori OA 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 plus OB vector supra 2. 2 cu 2 simplificăm și atunci apare cu OG egal cu 2 OA plus OB supra 3. Egal cu 1 pe 3 poți să scot în față. 1 pe 3 pe lângă OA plus OA. Deci 2. OA plus OB plus OC. Nu, plus OA plus OB. Aici am greșit noi. OA plus OC. Cum e cazul nostru. OM egal cu OA plus OC. Nu așa bine? Da. OB plus OC, pardon. Acolo nu, acolo era o formulă dată din sus, după care n-am scris. Da. Dar în problema noastră nu, acum... Acolo M-ul e egal cu... OB plus OC. Da. OB plus OC aici. Da. E 2, corect. Da. Și vine OA care este aici, plus OB plus OC, da? Bun. Și iată cum am găsit formula aceea cunoscută, totdeauna OG egal cu... O treime. O treime din OA plus OB plus OC. Indiferent oricare ar fi O în plan. Oricare ar fi O, oriunde ar fi, l-am luat noi pe O în plan și aparține în planul este. Totdeauna are loc asta. Hai, și da. Dacă O e identic cu G, uite, luăm situația asta, când O e identic cu G, atunci O, G devine vector nul. Și la 0 și 0 egal cu 1 pe 3 ori G A plus G B. Adică de aici rezultă că OA plus OB, OA plus OB, plus OC egal cu 0. OB plus OC egal cu 0. Ți-am amintești ca seara? GA plus GB plus EC. GA. Că ori coincide cu G, da? Deci GA, zic bine, GA plus GB plus GC egal cu vectorul nul. Foarte important. Aseara am făcut o problemă în care am folosit așa ceva. Da? Deci, hai să vedem. Este relația asta foarte importantă? Da, da. Foarte importantă. Și în toate problemele care apar, în care vezi un punct pe așa fel încât parte segmentul într-un raport dat, lasă-l faci și trimitere. Cu 2 pe 3, 3 pe 4, nu știu ce, raportul acela, înseamnă că tu te scrii relația asta. Ce vreau să spun? Vreau să spun următorul lucru. Că chiar dacă nu ai până la capăt ideea de a finaliza problema, dar scriu, băi, în legătură cu ce mi-e, toată ipoteza scriu tot ce știu eu. Și pe urmă, vezi cum anume le poți îmbina încât să poți colinearitate. Ce de să dați că doi vectori sunt colineari? Păi, unul să fie multiplu de cealaltă. Ca ori alt vector. Reper cartezian. Acea reper cartezian. Dar la casa s-a făcut reper cartezian. Da? Tot o făcut. Da? Deci merge după curegerea de aici, da? Tot o făcut. Nu știu, dar știu că am făcut asta, bun. Adică patru noi până asta, dar mi-am făcut. Ascultă-o. Bun. Deci după ce am vorbit de coordonatele unui vector într-o bază... Vorbim de I și J, ca la așa. Fie. Așa. Deci... Fie I și J, doi vectori necoliniari și un punct în plan. Tripletul R, O, I, J poartă numere de reper cartezian. Deci, fie I și J, doi vectori necoliniari. Și O, un punct în plan. Și O aparține planului. Tripletul O, I, J poartă numele de reper cartezian. Deci, acest triplet, I și J, reper cartezian. Dacă vectorii și jau direcțiile perpendiculare, atunci reperul ortogonal. Se numește ortogonal. Deci dacă direcția lui I e perpendiculară pe a lui J, da, hai să zicem că I și J sunt perpendicular și sub forma asta, atunci rezultă este ortogonal. Că O, I și J reper ortogonal. Dacă în plus modulul lui I fac modulul lui J și egal cu 1, atunci reperul se numește ortonormat. Ortonormat. Da. Deci dacă modul, deci mai adăugăm aici, modul de I egal cu modul de J și egal cu 1,
adică sunt versuri. Și ca mereu e așa. Egal cu unul, dar totdeauna se iau așa. Atunci... Și referul se numește ortonormat. Refer. Ortonormat. Orto. Ca și așa. Mai multe. Normat. Normat, că norma, adică mărimea vectorului este 1. Ok. Da? Refer, orto. Normat. Normat. Bine, mai departe. În figura alăturată se consideră punctele așa și până la urmă, în concluzie, coordonatele vectorului U egal cu 1, reperul O, da, sunt aceleași coordonatele. Deci, sistemul de axe care se iau pentru reprezentarea grafică și aici punctul de intersecție, iată versorul I și pe asta altă versorul J și atunci un vector oarecare dacă A este coordonată XA și YA și B este coordonată XB și YB. Deci dacă, ca orice punct în plan, are coordonate. Nu? Are X-ul său, ăsta, și Y-ul său. Uh-huh. Deci dacă A are coordonate X și Y, XA și YA. XA și YA, cum spui, să le notăm așa. Deci, pentru punctul A, avem XA, și respectiv YA, iar pentru B, coordonatele XB și YB. Atunci avem formula AB egal cu OB minus OA. AB egal cu OB minus OA și egal cu XB ori vectorul I plus YB ori vectorul J. Da, dar noi nu știu dacă am făcut figura bună, uite ce figura bună. Dar lasă. Mirna, hai să înțelegem asta. Exact. Păi, e logică. Păi, AB egal cu OB minus OA. Hai să descompunem vectorul acesta. Știi cum a făcut dată trecută? După cele două direcții. Vezi, ar trebui plecat din nou? Nu contează. Deci, n-am plecat din nou. Da, dar ea a plecat din nou pe figură. Păi, a plecat așa autorul. Dar acum noi putem zice așa, că în clipa asta avem... Deci l-a dus chiar în urmă. Da, asta. Da. Nu e nimic. O să vedeți că ajunge și noi tot acolo. Deci, vectorul AB este descompus acum după cele două direcții. Da? După cele două direcții. Iată. Este egal cu cine? AB egal cu vectorul ăsta AB1 și plus A, A1. Deci va veni vectorul A, B1 plus A, A1. A, A1. Acum, A1 este ăsta de aici, dus jos. Uite, ăsta este. A, B1. A, B1. Este A2, B2. Este exact asta. Da. Deci egal cu A2B2 plus A3A4, dacă zice aici. A3 și asta de aici. A4. Plus A3, A4. Și care este egal mai departe? Dar A2A3, A2B2 este... Uite, aici, asta are X-ul, X indice B și Y indice B, da? Deci, practic ăsta, de aici, de aici până la B2, este X indice B, da? Și asta de aici, ăsta are ce X aici, punctul A2? X-ul lui A, X indice A. Păi. Nu am două coordonate X indice B, asta X-ilor. Mă o singur, da? Și atunci, A2B2 înseamnă X-ul lui B tot, scăzut X-ul lui A. Deci egal cu X-ul lui B minus X-ul lui A, tot ori I, ori versorul ăsta. Adică lungimea, și zici, o dată, de două, de trei ori, de câte ori scopri de I. Deci XB minus XA ori I, plus, analog pe partea cealaltă, va fi Y-ul lui B,
Adică aici este Y-ul lui D și aici este Y-ul A. Y-ul lui B minus Y-ul lui A, totul ori J. Și atât că am spus, orice vector din plan, cunoscând coordonatele lui A și a lui B, X, A, X, B, Y, A, Y, B, atunci el se scrie AB, AB ca fiind egală cu XB, adică X-ul lui B la extremitate. XB. Și dacă mereu Y și J e 1, atunci XB minus X A plus YB minus Y egal. Păi ori I, nu neapărat trebuie să zicem ori vectorul I. Păi vectorul I, Miruna, eu am avut aici, n-am avut vector aici, A2B2? Da. Păi fiind A2B2 vector. A, nu-i numai modul. Nu-i numai mărimea. Ci și orientarea și sensul lui I. Practic, mulțitorul cu I l-am făcut pe A2B2. Plus YB minus YA ori J. Ei, formula asta era dat așa acolo, dar trebuie să înțelegem de unde vin, ce și cum, ca să putem de fiecare dată. Deci, cu alte cuvinte, cu aceste coordonate... Asta tot? La alte? Deci nu puteam să ne ordonăm, că acolo erau mâncate niște tablă, niște lucruri și... Da. Și nici acum nu s-a făcut, era mai bun. Da. Zi problemele. În paralelogramul ABC... Facem un test, da. Acum. ABC de paralelogram. Deci nu-i poate așa. Avem că A, B, C, de paralelogram. Paralelogram. Cu orice intersectat cu BD, egal cu punctul O. A? Ce? Intersectat cu BD, egal cu mulțimea formată din punctul A, adică diagonală, punctul de intersecție al diagonalei. Se arătează M mijlocul laturii AB. M aparține lui AB, și M dar așa încât AM să fie egal cu MB, nu? Că așa da. Spus. Și M mijlocul BC. M aparține lui BC, așa încât B N să fie egal cu N C. Demonstrați că A N minus C M. În concluzie, A N vector. A N. A N, da. Minus C M. C M. Egal cu A B plus A D plus M M. Plus A D. Plus M M. Plus N N. Cum faci și noi un paralelogram? Da. Așa, în care avem A, B, C, D, diagonalele AC, AC și cu BD se intersectează în punctul O. Și noi trebuie să arătăm că vectorul a n minus c m. Asta să vedem cine e n, cine e n. Da, să fixăm. Zicem, în mijlocul lui AB. M, aici. M. Și n lui BC. Și n, aici. Trebuie să arătăm că AN, vectorul AN, e mijloc, ai zis. Da, AN, minus CM, minus CM, nu știu dacă trece, oare trece prin mijloc, Miruna, ce părere ai? Oare aici, punctul ăsta din intersecție? Așa îi zice de aici, da? O să vă asigur că fac eu bine sau eu prostii ce fac eu acum? E la intersecția cisălea, mediane.
Păi sigur că anul imediat ne trimit la B, că... Câmă este și ea? Când da, este. Sigur că și B, O este, că intersecția, tot așa, de rând se jumătățește, mă, din teorie. Da. Deși clar că n-am greșit aici. Uh-huh. Deci poți să zic că e un G, așa și vrei. Exact. Dar noi trebuie să arătăm pe anul mai întâi. Anul minus câmă. Anul, ia să vedem, cine e egal la anul meu? Anul. Păi să facem cu oculare? Hai să facem. Deci vectorul an. Vectorul an este egal cu AC plus CB pe 2. AC plus? CB pe 2. C nu. Cu plus AB pe 2. AC plus CB pe 2. CB. Sau C nu. An, e una. Ce an vi se... Dar eu nu vreau an. Păi an noi vrem. Autobus? An, da. Și egal cu AC plus C nu. Ce tot? AC plus C nu. Zice așa, în triunghiul ăsta. Da, Miruna, n-am eu își mă aduce că trebuie să folosim și parlogramul, trebuie să folosim... Deci A nu e egal cu A, B plus A, C pe 2. Că e la mijloc. Știm că nu e la mijloc, nu folosim formula care tocmai am discutat. Și că tocmai am discutat, că nu plători acolo când am făcut-o cu așa K-ul acela, K-ul la mijloc. Exact. Deci folosim asta. Deci A nu e egal cu... Atenție, că de-aia am făcut teorie. Păi da, sunt mai multe chestii. Da, dar hai să facem cu teorie, ca să înțelegem, Miruna. Deci, an, vectorul an, egal cu AC, plus AB pe 2. Plus AB, totul pe 2. Acum, câmă, cu cine e egal? Câmă? Tot în mijloc. Cu AC plus CB pe 2. Câmă e egal cu? Câmă, cu CA. Câmă egal cu CA plus CB pe 2. Corect. Așa. Egal cu CA plus CB, totul pe 2. Îi scădem? Așa spune, că îi scădem. AD lăsăm așa, AD, IBC și MN... Deci, să scădem, nu? Ce și zicem? Ce două ăla? Să avem, zi-mi, să scădem. AN, MN, egal cu AC plus AB. Plus AB plus CA plus CB pe 2. Plus CA. Minus, că îi scădem, eu. Minus CA. Minus CA. Minus, nu, plus AC. Plus AC, da, înțeles. Minus CB. Din minus CB, adică plus BC. Mi trebuie BC. Păi da, e minus aici. Da. Și minusul schimbă semnul amândouă ăla. Și al lui CA și lui AC și al lui BC. E bine, nu? Da, totul pe 2. Ne uităm unde trebuie să ajungem. AB rămâne, îmi place. AB. Nu l-avem, nu? Dar avem de două ori AC. Și de două ori BC. O dată BC. Păi AB avem... A, da, o să văd. Deci AC-ul. AC-ul ăsta, doi AC ar veni, nu? Da. Dar trebuie să dispară AC-ul. Da. Atunci AC-ul să-l exprimăm cu ajutorul lui... A, B, când place. Deci de A la C înseamnă A, B plus B, C. Da. Deci, scrie, plus... acolo, la lateral scrieți. Domnul profesor, A, C. Acolo? Nu? Hai, să vă zic că da. Hai, direct acolo, hai. A, B plus B, C. 2 A, B plus 2 B, C. 2 A, B plus 2. 3, până la urmă, se iasă. 3 A, B plus 3 B, C. În total, adunat. De ce? Pe un singur AB avem. Da, și la ce mai ales câte unul la fiecare. Și la ce m-am... Deci avem 2 AB cu 2 BC de la cei 2 AC, da. Și mai avem un AB și un BC. Deci 3 AB plus 3 BC. 3 AB plus 3 BC, da? Da. 3 B. Și acolo 3 AB. 3 AB, da? AB pe 2. Și acum mă uit sus, AB să rămână, uh-huh. AD-ul acum trebuie să apară și mână. AD și egal cu BC. AD egal cu? BC. Da. AD egal cu BC. AD egal cu BC, da? Da, deci în loc de BC putem să zicem AD. Și atunci zic un 2 BC și pus un AD. Da. Că un BC vreau să rămână, da? Da, și mâna e din mijlocii, deci e AC pe 2. Pe ce nu știu dacă vreți să rămână. Uitați, în cea de sus, nu vă trebuie. Dar avem AD.
BC egal cu AD. BC este cu AD. Și deci tu, Mirna, spui să spun aici AD. 3 AD. Da. 3 AD. Deci 3 AD. Hai să scriu, da? 3 AD plus 3 AD. AD, da. Pe 2. Și totul pe 2. Da. Acum, AB, ori 2 AB și cu 2 AD pe 2 să simplific. Sau să le zic așa. Păi, dar uite, vrem să ajungem la aia altă, mamă. Da, da, să o luăm un pic și pe cealaltă, în particular. Nu, eu zic, trag, stau cu ochii pe ea și să văd ce îmi eu vreau să se simplifice. Deci, este 2 și 2 și 1 plus 1. Corect. Să scriem și pe mână, ca și fiind... O să ajungi și acolo, dar suntem ce rămâne cu AB și cu AD să le vorbesc. AB plus AD plus AB... Deci AB plus AD plus AD plus AB plus AD pe 2. Și plus AB plus AD pe 2. Plus AD pe 2. E bine acolo, da? Da. Deci 2 e AB și cu AD. Ar trebui să arăt că mână... Și mână e AB plus AD pe 2. Deci mână... Este AD. Este A... AC pe 2. Este AC pe 2. Care AC e AB plus AD și atunci e să nu mai facem. Deci MN... Este AC pe 2. Este AC pe 2. Și atunci da. E AB plus AD pe 2. Bun. Deci a ieșit asta, da? Da. Deci zic aici egal mai departe cu AB plus AD plus MN. Plus MN. Hai să vedem ce am învățat de aici. Deci am învățat că, dat fiindcă nu e mijloc și nu e mijloc, era important să folosim că AN, toate care, de care am nevoie, CM care am nevoie, este semisuma vectorilor care pleacă din formulele alea, ca să nu ne ducem pe alte căi. Sigur că da. Nu degeaba, ți-am zis că formulele sunt foarte importante. Bun, mai departe, Miro. Alte probleme? Alte probleme, dacă mă. Da.